Salutare, salutare și bine te-am regăsit la un nou episod de la Distracție și Educație Montană. Ideea pentru acest clip mi-a venit chiar ieri în minte, pentru că am ieșit pe afară și, deși erau 5 grade, am simțit destul de proeminent un disconfort termic. Și nu asta ar fi neapărat problema, ci problema e că cu o zi înainte la fel am ieșit afară și tot erau 5 grade și era chiar cald. Dacă cumva știți motivul de ce, vă rog să puneți stop la acest episod și să-mi răspundeți în rubrica de comentarii. Bineînțeles că am fost destul de curios să văd ce se întâmplă și am făcut un pic de research pe internet și am ajuns la terminologia de wind chill factor sau de real feel, pe română temperatura resimțită. Și care e treaba cu această temperatură resimțită? La meteo ne dă o singură temperatură dacă ne uităm. N-am ideea în felul următor. Temperatura pe care o resimțim noi, ca organism, este total diferită. S-ar putea ca la 10 grade, de exemplu, ție să-ți fie frig și mie cald, sau invers, și este cu totul normal. Suntem 8 miliarde aproape de oameni pe planeta asta, cu toții simțim temperatura într-un mod diferit. Unii sunt mai friguroși, alții sunt mai călduroși. Ideea e în felul următor. Pe lângă temperatura pe care ne dă orice prognoză meteo, mai există încă doi factori, și anume viteza vântului și umiditatea din aer. Acești doi factori influențează foarte mult temperatura resimțită de către organism. Lucrurile astea, eu zic că sunt destul de important de reținut și de luat în calcul în momentul în care dorim să ieșim pe munte și nu numai. Inclusiv și dacă dorim să facem o activitate în natură, eu zic că ar fi bine să luăm în calcul care este temperatura resimțită și nu neapărat temperatura pe care o aflăm noi la meteo. Bun, și cum se calculează această temperatură resimțită? Păi e foarte simplu, asta este ecuația, însă pentru că sunteți drăguți cu mine și v-ați abonat la acest canal, o să detaliem și o să facem lucrurile să fie mult mai ușor de înțeles. Referitor la umiditatea din aer, cu cât umiditatea din aer este mai crescută, cu atât temperatura pe care noi o vom resimți este una mai mare, cu cât umiditatea din aer este mai scăzută, cu atât aerul este mai uscat și o să simțim o temperatură mai scăzută. Bineînțeles că pe timpul sezonului cald, cu cât umiditatea este mai crescută, cu atât disconfortul termic crește și, de asemenea, în sezonul rece, în sezonul de iarnă, cu cât umiditatea din aer este mai scăzută, cu atât, de asemenea, disconfortul crește. De asemenea, cu cât vântul bate mai tare, cu atât, bineînțeles, că și temperatura simțită scade. Și cum am zis, pentru că sunteți drăguți cu mine și v-ați abonat la acest canal, acesta este graficul cu temperaturile pe care noi le resimțim în funcție de vânt și umiditate. O să le las, bineînțeles, că și în descrierea acestui video. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Până una alta, drumeții plăcute! Ceau!